Iar în Evanghelia de la Matei, calea cea mai scurtă de a dobândi viața veșnică este aceasta. Cel ce va lăsa pentru mine, mamă, frați, surori, țarine și toate averile, însutită plată va lua și viață veșnică va moșteni. Deci iată două sinteze concrete și mărunte legate de viața veșnică. Tânărul din Evanghelia de astăzi nu este altcineva decât fiecare dintre noi, cei care urmăm pilda și sfatul bisericii, pilda și sfatul duhovnicului, pilda și învățătura creștină, dar fiecare dintre noi care aspirăm spre mai mult. Orice om își pregătește studiile și își pregătește viața pentru un serviciu bun, ușor, o viață frumoasă, decentă, un trai modest, bine întemeiat sau bine gândit în principiile familiare, dar înainte de toate acestea se mai și gândește la sufletul său. Ei, această pregătire materială pe care noi o vedem făcută zi cu zi, prin facultate, prin toate studiile noastre înalte, nu este altceva decât o experiență a omului de dinăuntru care concomitent cu viața lumească trebuie să se pregătească și pentru viața cea îngerească, adică pentru mântuirea sufletului. Foarte mulți și-au pus întrebarea și foarte spontan întâlnită, cum v-am și spus ultima dată când ne-am întâlnit la Lunate, zice, eu știu, Părinte, ce-o fi dincolo. Ceea ce este aici este și dincolo. Dacă de Dumnezeu vorbim pe pământ, Dumnezeu din ceruri vine. Dacă de Dumnezeu pe pământ suntem aduși, Dumnezeu în ceruri este. Dacă de Dumnezeu suntem creați, la Dumnezeu suntem chemați. Dacă de Dumnezeu suntem păziți, de Dumnezeu suntem și pedepsiți. De aceea întâlnirea cu Stăpânul va fi o întâlnire din cele mai înalte și la rang spiritual duhovnicesc de înaltă clasă, în care fiecare dintre noi va trebui să aducă roada muncii sale, cum spunea Mântuitorul, și cele ce au căzut în pământ bun, adică într-o credință sănătoasă, au adus roade 30, 60, 100 și poate însutit. Iar tânărul din Evanghelia de astăzi este unul din cei care aduceau 30 de boabe, roadă lui Dumnezeu. Deci era unul din cei din viața noastră de zi cu zi care râvnește spre mai mult, spre mai bun, spre mai sfânt, spre mai curat. Și spune Evanghelia de astăzi că acest tânăr, apropiindu-se, n-a venit într-un mod fățarnic, ci a venit într-un mod cu totul serios, a îngenunchiat, s-a închinat Mântuitorului Iisus Hristos și l-a întrebat, bunule învățător, iar când l-a numit bunule învățător, nu l-a lingușit la forma de a primi de la el o învățătură sănătoasă sau se gândea poate cumva că fiind de neam iudeu și fiind că știa că fariseii și cărturarii uneori sunt luați de Mântuitor așa cam prompt, cam la strict, a zis, hai să încerc o formulare în care să nu mă pedepsească. Nu. Și Mântuitorul i s-a adresat frumos și corect, bunule învățător, adică până acum toate câte le-ai făcut pentru noi oameni, văd că le faci bune. Și aș vrea pe lângă toate acestea să știu ce bine să fac să moștenez viața de veci. Deci când a întrebat ce bine să fac, se vede că mai făcea și alt bine. Iar Sfinții Părinți ne spun într-un context al Filocalei cam așa. Folosul aproapelui este roada ta. De aceea și porunca cea din tâi din Decalog, pe care Mântuitorul i-o pune ucenicului în față, adică acestui tânăr, este și aceasta. Vrei să intri în viață veșnică? Păzește poruncile. Și îi pune porunca cea din tâi și cea mai mare. Cinstește pe tatăl tău, pe mama ta, iubește pe aproapele ca pe tine însuți, nu fi adulter, nu fi desfrânat, nu fi tâlhar, nu mărturisi strâmb. Deci, iată lucruri pe care noi le întâlnim de fiecare dată în învățătura Bisericii Creștine și pentru care știți prea bine de fiecare dată, luăm aghiazmă mare și l-am împărtășit. Deci atunci când venim și spunem că asta n-am putut, asta n-am vrut, asta nu ne convine, asta e prea greu și atunci duhovnicul îți spune mănâncă puțină fiertură și de rugăciune mai este încă nevoie. Deci trebuie în continuare să ne stăruim prin rugăciune, să ne eliberăm de aceste spurcăciuni sufletești care Sfinții Părinți, și anume Nicodim Aghioritul,
le și categorisește și părinții filocalici ca fiind păcatele groase. Adică păcatele grosolane, cele materiale. Păcatele acestea înmaterializate, care în noi se sădesc ca patimă sau ca obicei, nu pot fi scoase decât prin nevoință sau asceză creștină. Lucru întâlnit atunci când Mântuitorul a spus: acest soi de draci îl voi scoate cu post și rugăciune. Deci de aceea ucenicii tăi n-au putut să-l scoată, fiindcă el iese cu post și rugăciune. Deci orice patimă întâi de toate trebuie dezrădăcinată. Dezrădăcinarea sau cosirea patimii se face întâi prin spovedania la duhovnic și apoi, după ce a urmat această taină a spovedanii, începe sfatul ei cel îndelung, sfatul ei cel bine chivernisit, după măsura bolii. De exemplu, unul bea o singură dată, altul bea de 100 de ori, unul înjură o singură dată, altul de 100 de ori, unul desfrânează o dată, altul de 100 de ori, și atunci sigur că vei căuta cuiul cel mai adânc și rădăcina cea mai adâncă prin care să poți să curmi acest lucru. Iar cum filocalia spune, zice, o cetate, ca să o poți asedia, trebuie să-i tai hrana și băutura. Un trup pătimaș, ca să poți să-l stăpânești și să-i pui zăbala înfrânării, trebuie să-i tai mâncarea și băutura. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos s-a adresat acestui tânăr spunându-i: păzește poruncile. Ori păzind poruncile, cele din tâi fapte care ne împing spre împlinirea lor, este tocmai trăirea morală. Iar în viața creștină, încă din cele mai vechi timpuri, ați văzut că desăvârșirea morală a fost practicată imediat după înălțarea Mântuitorului la cer de toate categoriile creștine. Împărați, dregători, oameni săraci, necăjiți, deștepți, bogați, filozofi, care au urmat viața duhovnicească după sfatul Evangheliei, încercând să-și ia o cruce personală de a urma lui Hristos în fapte bune și în credință. Și atunci s-au distins din învățătura apostolică cele două mari vieți, adică cele două laturi ale vieții. Viața creștinească normală sau viața căsătorită și viața normală, dar suprafirească, a celor necăsătoriți sau feciorelnicia, adică trăirea în curățenie desăvârșită a trupului și înfrânarea poftelor. Ceea ce rămâne să însă aici de hotărât, făcând paralelă cu Mântuitorul, cu ceea ce îi spune el tânărului, pentru că aici trebuie să-și ajungem, noi împlinim toți. Ați văzut de atâtea și de atâtea ori, ați avut întâmplarea și fericirea să trăiți aceste fapte, adică să fiți persoanele care au trecut prin aceste ipostase, să ai o demnă chemare spre viața creștinească, să fii un bun, asta un cuvânt comunist, un bun cetățean, să fii un bun creștin, să fii un moral, să fii un intelectual, să fii un desăvârșit, să fii un plăcut al societății și al mediului în care te desfășori și cei din jurul tău să te ia ca model. Adică zice, uite cu tare de ce poate face sau cu tare de ce poate să fac așa și nu pot și eu. Și atunci, fiind urmat ca model, cum spunea Evanghelia, cetatea nu stă sub obroc sau lumina sub obroc, ci stă și luminează înaintea tuturor, noi începem să ne desăvârșim. Iar tendințele noastre sufletești urcă spre un apogeu. Ei, aceste tendințe sufletești se dezlănțuiesc atunci când dragostea și dorul de Dumnezeu vin și se sădesc adânc în om, și atunci se intră la ce? Se intră la dubii. Aici este lupta cea mare și grea, pe care nici tânărul bogat din Evanghelia de astăzi n-a putut să o înțeleagă. Și voi și noi suntem cei care rostim acel cuvânt: toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Deci toate acestea le-am păzit încă de tânăr fiind. Ce ar mai trebui totuși să fac? Ce ar mai trebui totuși să mă străduiesc, să împlinesc, ca să pot să ajung la această lucrare de intrare în viață veșnică sau de a dobândi viața veșnică? Și atunci Iisus, după ce înșiruiește aceste
Deci aceste virtuți să fie respectos față de părinți, deci cel ce nu își respectă părinții cade sub blestem, cel ce urăște pe aproapele cade în păcat de moarte, cel ce răsplătește răul cu rău va fi pedepsit de Dumnezeu și așa mai departe. Tânărul îi spune, eu acestea din copilăria mea le-am păzit. Este lucru frumos, ferm și evident, pe care aceste mame ale noastre, care le avem de față, vin și ne spun. Părinte, cât a fost mititel, l-am dus la biserică, s-a închinat, s-a spovedit, s-a împărtășit, știa rugăciuni, era cu minte, era ascultător. Iată, acum nu pot să mă mai înțeleg cu el. Ei, aici este lupta cu discernerea și cu frământătura duhurilor necurate. Aici încep patimile să încolțească în om și lumea se desparte în cele două mari căi pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a prevestit în Sfânta Evanghelie încă de timpuriu înainte de încolțirea creștinismului. Largă este cărarea ce duce la pierzare și mulți merg pe ea și strâmtă este cărarea ce duce la fericirea veșnică și puțin sunt cei ce urmează aceste suferințe sau scârbe sau aceste orori ale vieții de zi cu zi pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Și i-a spus Iisus, dacă voiești să fii desăvârșit, deci iată, Mântuitorul l-a luat mai prompt. Mântuitorul l-a luat într-un mod cu totul categoric. Dacă tu vrei să vorbești cu mine lucruri înalte, te voi supune lucrurilor înalte. Omul când vine la spovedit și vine la împărtășit, își primește darul Sfintelor Taine în schimbul acelei vieți morale și creștine pe care o duce în familie, pentru creșterea copiilor, pentru păstrarea serviciului, pentru intimitatea și sinceritatea și castitatea față de patul familial, față de soție, față de bărbat, respectul față de copii și creșterea lor în frica lui Dumnezeu și împlinirea acelui canon de rugăciune care nu este altceva decât agonisirea Duhului Sfânt în casa sa, prin candela sau lumânarea sau iconița sau rugăciunea citită pe care le împărtășește sufletul lui, dar în același timp, deci în același timp, sunt și ca o trezvie împotriva satanei despre care Mântuitorul Iisus Hristos spunea destul de frumos. Privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită. De ce? Omul care nu se roagă și omul care nu ia aminte la sine, adică la el ca persoană, poate ușor cădea în extremitățile celelalte ale excesului de huzur, adică mă refer ale patimilor, când poate să ia căile de-a stânga și să ajungă la pierzarea lui și trupească și sufletească. Căci cheltuindu-și averile, s-a trezit flămând, gol, străin, într-o țară îndepărtată, înrolându-se în slujba altui stăpân, care l-a pus să pască porcii păcatelor, adică să se destrăbăleze până la săturarea simțului senzual și să ajungă la cunoștința de sine, desumflându-și acel orgoliu nestăpânit și să vadă că, de fapt, prea multă mâncare strică, prea multă senzație strică, prea multă simțire și plăcere la fel de rând. Și iată-l revenit în sine și întorcându-se la părintele său ceresc și spunând că a greșit. Ei, acest tânăr n-a trecut acest prag, ci rămâne în aceeași țară a virtuții, rămâne pururea lângă stăpânul, lângă părintele său duhovnicesc, părintele cerului, dar în același timp își dorește mai mult. Ei, dorința de mai mult este dorința de întâlnire cu Dumnezeu încă din viață. Și atunci, de ce a zis Mântuitorul? Ce să mai discut cu el despre viața veșnică? Ia să-l iau direct cu desăvârșirea. Desăvârșirea este umplerea sufletului de lumina Duhului Sfânt și ajungerea la cunoașterea adevăratului Dumnezeu, care nu stă în altă parte decât în inima și în lăuntru nostru. Căutați împărăția lui Dumnezeu în lăuntru vostru. Și tot Scriptura spune, Fiule, dă-mi inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Pentru că Fiul omului n-are unde să-și plece cap. Și Iisus l-a îndemnat să facă primul lucru. Lepădarea de grijile lumești. Vindeți averile, împarte-le la săraci și fă-ți comoară în cer. N-a spus-o la toți. De față mai erau și cărturari, mai erau și farisei, mai erau și învățători, mai era și popor care îl urma, erau și apostolii. Dar el s-a adresat cu precădere tânărului. Vindeți averile tale, dă-le săracilor, fă-ți comoară în cer, deci l-a asigurat să aibă
să aibă asigurată milostenia, să nu spună că el fără milostenie nu s-ar putea mântui. Și apoi a spus, vino și urmează mie. Iată, acest vino și urmează mie este ceea ce acum trebuie foarte bine selectat și foarte bine pus la punct, pentru că este un moment potrivit. Vino și urmează mie, trebuie urmărit contextul în care s-a spus tânărului acest lucru. Nemai având îndatoriri morale, sociale sau sufletești. Deci acest vino și urmează mie după ce ți-ai vândut toate, nu înseamnă acel terebilism crud sau megalomanie, cum se spune în termen lumesc, când tu îți abandonezi familia și copiii și te duci la mănăstire pentru că ți este lene să înfrunți scârba, grija, șomajul, supărarea, datoria față de tată, de părinte și de mamă și îi lași baltă și te duci la mănăstire că poți trăi un trai decent și fericit. Așa ceva nu există. De aceea una din rânduielile și una din privilegiile de a intra în mănăstire este datoria de a-ți fi pus copiii până la vârsta majoratului, cum se spune, la punct, adică de a-i rândui în școală, în armată și de a le da pâinea în mână, adică serviciu, și apoi după aceea cu consimțământul ambilor soți se poate face acest pas spre intrarea în viața desăvârșită, dar până atunci poți să te desăvârșești făcând bine aproape lui tău, adică celui de lângă tine. Este o mare greșeală și foarte ușor se strecoară anumite cazuri în Biserica Ortodoxă atunci când fie din neglijența, să spunem, poate a duhovnicului, sau poate a starețului, sau poate a chiriargului, când fără o anumită cercetare scapă și aceste elemente și apoi încep acele probleme nocive, că el trebuie să iasă din mănăstire să-și vadă copiii, să-și rezolve un proces cu pământul, să-și rezolve un proces de litigiu cu casa, să-și rezolve un proces de litigiu de neînțelegere dintre copii, să plătească o amendă de pe urma lor, să ajungă să aibă de rezolvat probleme că sunt corigenți la școală. Acest lucru Mântuitorul nu l-a spus fariseilor, cărturarilor și mulțimii, ci l-a spus acestui tânăr bogat, care n-avea nicio îndatorire morală. Deci în starea lui civilă, în buletinul lui de identitate, scria necăsătorit. Adică aceasta este îngăduită, această luptă cu duhurile este îngăduită tuturor maselor, deci tuturor creștinilor, dar cu precădere este dată celor fără de alte griji. Pentru că ce se întâmplă? Călcând această grijă, deci călcând această datorie, ne cinstim două din cele mari taine ale Bisericii. Taina familiei, care este legarea prin Sfânta Comunie, atunci când omul și femeia lasă pe mamă și pe tată, sunt un trup, se unesc prin taina preotului și devin unu, deci cei doi unu sunt, și atunci ei calcă taina Comuniei și cine se face vinovat de una din taine sau din porunci, vinovat e de toate celelalte. Deci nu poți să cinstești tu mai mult călugăria decât căsătoria. Nu poți tu să cinstești mai mult fecioria decât căsătoria. Pentru că ele una sunt, și fecioria și căsătoria. Trăirea după legea lui Dumnezeu în cununie cu soțul tău și cu soția ta este feciorie binecuvântată. Deci ca să știți, nu este căsătoria desfrâu, ci este tot feciorie. Pentru că așa spune, fericit patul neîntinat și nunta nespurcată. Ioan Gură de Aur, Dumnezeu pe amândouă le-a blagoslovit. Deci când s-a referit patul neîntinat, se referă că feciorul sau fecioara sunt curați, cum i-a făcut mamă, s-a trupește, iar nunta nespurcată când femeia nu-și înșeală bărbatul sau bărbatul invers pe femeia sa, deci este același lucru, feciorie se numesc. Și mergem mai departe. Auzind acest cuvânt, tânărul s-a întristat. Aici este problema și esența întregii discuții de astăzi. Auzind acest cuvânt, tânărul s-a întristat. Evident lucru este și serios lucru este și s-a discutat de multe ori și cred că au fost prilejuri de discuție suficiente. Niciodată nu vei strânge pe cineva cu forța să-l aduci să slujească lui Dumnezeu, ci de bună voie și nesilit de nimeni. Niciodată nu vei aduce pe cineva la mănăstire constrâns sau legat sau îngrădit de anumite privilegii sau de anumite promisiuni pentru a-l ține forțat în mănăstire. Deci ceea ce omul simte, pe propria lui conștiință, aceea și face. Dar când spune că tânărul s-a întors întristat, a plecat
întristat, spune mai departe, avea și avuții multe. Care erau avuțiile multe? Avuțiile multe, suntem categorici că acestea erau mamă, tată, frați, surori, averi, țarine și de toate celelalte. Dar nu aici se pune problema. Se pune problema exact unde trebuie noi să ajungem. El a venit la Mântuitorul și l-a provocat. Ce să fac? Ce bine să mai fac eu să moștenesc viața veșnică? Iar Mântuitorul, ca un iubitor și adevărat părinte de oameni, a spus așa: dacă într-adevăr dorești viață veșnică, dar mai mult decât aceasta, că asta o pot lua oricine care se ostenește pentru Dumnezeu, și aici fac distinția, să nu trăiți cu impresia că adică dacă cei care nu au vândut averile și n-au urmat lui Dumnezeu, n-au dreptul la viață veșnică. Priviți pilda lui Avram, priviți pilda lui Iov, a lui Noi, a lui Lot, a lui Adam. Deci iată, au fost patriarhii Vechiului Testament și binecuvântați, cu binecuvântare cerească și averi din destul, miluind pe toți săracii, cum spune Iov, zice, tatăl sărmanilor, ocrotitorul vădovilor, binecuvântatul celor necăjiți, îmbrăcăminte celor goi, hrană celor flămânzi. Deci, la curtea lui, milosteniile curgeau precum curge ploaia. Și iată că totuși au avut parte de rai. Iată că totuși au avut parte de viață veșnică și de binecinstirea lor în literatura biblică universală. Deci au fost lăsate ca modele ample și vii pentru toate vremurile, că bogații pot să intre în împărăția cerului. Cineva comenta odată și spunea, zice, ei, zice, asta e o chestiune ca la români, zice, așa mai de conservatorist, de mijloc. Zice, nu există. Ori ești bogat și mergi în iad, ori ești sărac și mergi în rai. Nu e adevărat. Poți să fii bogat, material, până în dinți, și poți să fii în același timp și sărac, adică să nu te lipești cu inima de ele. Te folosești de ele până acolo unde, dacă un trăsne din cer le-ar face pulbere, tu să nu rămâi mișcat sufletește și să fii în măsură să spui așa: le-a luat Dumnezeu, mie îmi va da altele. Le-a luat Dumnezeu, nu cârtesc împotriva Lui, o să mai vin. Și în felul acesta poți să fii bogat fără să cârtești, adică fără să fii riscat de a intra în împărăția lui Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Ca să terminăm cu acești bogați, trebuie ca să înțelegeți lucrul acesta. Mântuitorul a spus: mai degrabă trece funia prin urechea acului, camila, adică acel odgon vaporesc, decât omul bogat în împărăția lui Dumnezeu. E adevărat, dar dacă trecem la sintagme de interpretare, găsim un lucru mai frumos. Ce mi-este mie să fac un act după funie? Deci ce mi-este mie, bogat fiind, să-mi fac niște legi de viețuire cerească după bogăția mea? Adică, la mine să crească în raport cu averea și milostenia. La mine în raport cu banii să crească și bunătatea. La mine în raport cu darurile care Dumnezeu mi le revarsă, eu să deschid mâinile. Adică milostenia să curgă printre degete în raport de cât de mult voi avea. În clipa când simt că palma se ușurează, îmi strâng și degetele să nu cadă tot. În clipa când văd că bogăția din nou îmi umple palma, deschid din nou degetele și ea curge. Deci acesta este principiul pe care bogatul are șansele să intre în împărăția lui Dumnezeu, în raport cu cei doi bogați care s-au poticnit unde? Unul vedea pe Lazar plin de bube, cum îl lingeau câinii de puroaie, și nu îi arunca nimic de la masa lui. Și vă dați seama câtă zgârcenie semnifică Mântuitorul în această parabolă, încât spune că câinii nici nu stăteau lângă masa bogatului, lingeau bubele lui Lazar, deci de flămânzi ce erau, nici măcar fărâmiturile nu le căpătau de la masa acelui nenorocit bogat, care apoi se părpălea în iad și cerea strop de apă. Ei, următorul bogat, deci, care și-a pierdut sufletul, a mers până la principiu unde a spus: suflete, bea, mănâncă și te veselește ca ai de toate, și a mărit hambarul până acolo unde a crezut că nimeni nu mai trebuie să primească de la el nimic și totul îi se cuvine. Și ploaia câmpului, și rodul țarinului, și sporul banului, și sporul sănătății, și sporul vederii, și sporul înțelepciunii, că un om nu este bogat numai prin principiul că i s-a revărsat darul sau că a avut principiul de îmbogățire, dar este bogat pentru că Dumnezeu l-a înzestrat cu acel dar de a fi bogat. Și eu vă spun un lucru evident trăit de dumneavoastră. Câți n-au falimentat făcând afaceri? Tocmai pentru faptul că Dumnezeu nu i-a dotat cu acel dar sau bogăție mentală de a putea face afaceri. Câți n-au pierdut și acum sunt muritori de foame. De ce?
Nici bogăția nu este un dar dăruit oricui și oricând și oricum, ci bogăția este dată celor ce știu să o chivernisească. Ca animalul omenesc din noi împietrește conștiința și nu ne lasă să gândim la acea răsucire în Dumnezeu, adică la intrarea în împărăția lui Dumnezeu pe calea milostenie, asta este altceva. Dar v-am spus, nu trebuie să exagerăm acolo unde se spune că n-ai șansă să te mântuiești. Poți să am să dorm pe bani. Dacă în fiecare zi pe geam arunc în stradă câte unul din grămada aia fără număr, eu am șansă să mă mântuiesc. De ce? Pentru că cel ce l-a găsit zice voda prostă. Și aia înseamnă milostenie sau bunătate față de aproapele tău însuți. Și cu asta Mântuitorul i-a împlinit porunca. Să iubești pe aproapele ca pe tine. Dacă mie mi-e foame, oare lui nu-i foame? Sau dacă mie mi-e sete, oare lui nu-i sete? Hrănește-l, adapă-l, îngrijește-l, cercetează-l până unde. Părintele Arsenie Papacioc este un pic mai rigorist. Și spune că să mergi până acolo să întinzi în mână oricui. Părintele Cleopa însă este un adânc al înțelepciunii și spune așa: milostenia s-asude în mâna ta când o dai. Adică de ce s-asude? Ca să vezi tu, făcând milostenie, nu sporești lenea și trândăvia sau nepăsarea și nesimțirea, mai bine stau la colțul străzii cu mâna întinsă și am sara un buzunar de bani decât să bat la Nicolina în șaibă și să iau 300.000 pe lună? Deci aici trebuie gândit logic. Nu este oare mai bine să stau la colțul străzii cu mâna întinsă decât să mă duc cu 30.000 de lei ziua la prășit? Oare nu este mai bine să o fac pe Aologu sau pe Slăbănogu sau pe Beteagu și să câștig un ban necinstit făcând acolo, Doamne ajută-i, Doamne miluiește, acele cântări, ca să spun eu, falsificate, acele hule la adresa lui Dumnezeu pe care toți sărăntoce și nenorociții le practică pe marginea străzii, ponegrind numele lui Dumnezeu. Aia nu este o rugăciune, aia nu este o implorare a milei lui Dumnezeu, ci este o nerușinare la adresa lui Dumnezeu. Adică vrea să arate că numele lui Dumnezeu a devenit sărac, dar dacă îl găsești seara cu buzunarul de bani, îl găsești în bufet, îl găsești fumând țigări, îl găsești consumându-i pe alte vicii și mizerii, și atunci sigur că nu merită să arunci milostenia la întâmplare, ci asudă în mâna ta și dându-i puțin, el te va înjura și data viitoare nu va mai sta acolo să primească, că nu vrea să ia 100 de lei, vrea direct 5.000 sau 10.000. Dar tu făcând lucrul ăsta, ți-ai împlinit două datorii. Cea prin iubirea de aproapele, că el dacă are răbdare să primească 500 sau 1.000 până în seară, are de-o pâine. A băut apă la o cișmea și ea că a trăit o zi din milostenie. Dar dacă el vrea prin milostenie să-și deschidă cont la cec sau vrea prin milostenie să devină bogat, atunci s-a înșelat săracul. De ce? Pentru că principiul vieții creștine nu îndeamnă la lene. Principiul vieții creștine nu îndeamnă la nepăsare, nu îndeamnă la depravare și la mizerie, ci tocmai principiul vieții creștine este un principiu rigorist. Mântuitorul, în clipa când i-a prins făcând șmecherii la templu, adică vânzând, schimbând și transformând puterea rugăciunii și harul lui Dumnezeu în casă de negustori și de tâlhari, a dat afară. Deci aceea trebuie să știe. Societatea creștină nu este o societate de hoți, adică o societate de șmecheri pervertiți, ci este o societate de oameni conștienți, concreți de prezența lui Dumnezeu, marcați de harul lui Dumnezeu, luminați de puterea Duhului Sfânt și în același timp înțelepțiți de puterea lui Dumnezeu și de harul Sfintelor Taine din Biserică, care îi îndeamnă la făcut fapta bună, fără preget, cu măsură și bine gândită. Deci una este să ajut pe cel bătrân și șchiop și una este să ajut pe cel puturos. Pe cel puturos ajutându-l mă osândesc și îmi pierd plata, iar pe cel să năcăjit, adică amărât, prigonit, ologit, deja mă binecuvintez de Dumnezeu. Nu judec eu, ci mergem pe principiul care vi l-am spus. Puținul celui leneș și multul celui necăjit. Și iată în felul acesta am rezolvat problema bogaților. Ca să nu mai trăim cu impresia că bogații n-au șansa de rai. Acum să trecem la acest tânăr întristat. De ce s-a întristat tânărul? Vă spun eu de ce s-a întristat. În clipa când mama și tata au auzit că feciorul sau fata îi pleacă la mănăstire, au luat supradimensiuni de fiare sălbatice. Încep să urle, să sfâșie, să zbiere, să alerge, să scrie, să demaște, să batjocorească,
să spurce și să denigreze biserica și clerul și tot ce este în biserica conducătoare de jos, cum s-a putut ajunge la o asemenea calomnie și la o asemenea infamie de a fi tocmai fiul sau fiică sa ei pusă în slujba lui Dumnezeu și luată o jertfă atât de cruntă? Ei, iată aici Dumnezeu este un pic nedrept față de mândria lor. Iată aici Dumnezeu este un pic nedrept față de egoismul lor. Aici Dumnezeu este un pic nedrept față de încăpățânarea lor. De ce? Pentru că nu vrea să țină cont de ele. Depărtează de la ei harul, pentru că îi vede că se răzvrătesc și hulesc, iar acea cantitate de har pe care le-o ridică lor ca părinți, o revarsă fiilor. De ce? Cu cât părintele se îndrăcește și se îndărătnicește, cu atât copilul devine mai râvnitor și în final rămâne acolo la mănăstire unde a plecat el pentru viața lui duhovnicească, dacă el și-a dorit lucrul acesta. Și aici ce se petrece? Se petrece tocmai acea luptă pe care tânărul, auzind-o, s-a întors întristat. La toți ne place predica, la toți ne place spovedania, la toți ne plac cărțile Sfinților Părinți, toți citim cu luare aminte patericul, filocaliile, proloagele, ne place ce au făcut mucenicii, ne place să ne închinăm la cuvioasa Parascheva și să luăm darul și binefaceri și sănătate, ne place să ne închinăm la Sfântul Dimitrie Basarabov, la Ioan cel Nou de la Suceava, dar n-am dori nici noi să fim în postura lor, adică să ajungem să avem nevoința lor, dar nici pe fiii noștri să-i lăsăm. Ei, aici Dumnezeu a spus că cu a nevoie este bogatului să intre în împărăția lui Dumnezeu. Cu a nevoie este celui care se împotrivește lui Dumnezeu să vadă slava lui și să moștenească viața veșnică. De ce? Pentru că împotriva lui Dumnezeu nu este lege. Nimeni dintre oameni nu putează căuta spre Dumnezeu de care se înfricoșează și să spăimântă oștile îngerești. Dar prin tine prea curată, deci iată floarea bisericii, fecioria, cuvântul întrupat s-a arătat. Deci Iisus Hristos a coborât între oameni și a spus: eu sunt cel ce ți iau fica și fata și băiatul. Eu sunt cel ce îi chem la mine cu harul, nu cu forța. El a fost cel care i-a dat cuvântul de folos. Dacă vrei să vii la mine, vin de spate și urmează mine. Ei, această urmare pe căile lui Dumnezeu nu se face după principii lumești. Acum, mai de curând, s-a explicat că, zice, atunci când ești rănit de dragostea lui Dumnezeu, trebuie să ai consimțământul părinților și nu știu ce certificat de botez și nu știu mai ce. Asta e o părere falsă. Sfinții, pusnicii, martirii, prorocii și toți drepții, Sfântul Ioan Gură de Aur și Vasile cel Mare și toată floarea monahismului de răsărit, nu știu dacă a luat consimțământul părinților sau s-a dus să se ploconească la ei, mă lași sau nu mă lași. Ci cred că i-a spus o retezată în față, ori îți place, ori nu-ți place, trebuie să fac ceea ce gândesc și îmi hrănește mie sufletul. Și pentru că aceste acte de întâlnire cu Dumnezeu sunt foarte spontane, sunt foarte spontane. De ce sunt foarte spontane? Pentru că nu sunt o regulă în biserică. Ați văzut, de-abia la un an dacă o mănăstire primește un începător, sau abia dacă la un an o mănăstire primește un ucenic bun care să fie următor vieții lui Hristos, dacă, sau pot să treacă chiar ani de zile când societatea nu mai poate dărui nimic bisericii, că n-are de unde. Adică ce se întâmplă? Acele bogății pe care Mântuitorul insista ca tânărul să le vândă, nu sunt altceva decât bumerangul familiei respective, care la rândul ei fiind tânără și lăfăindu-le în aceleași bogății care la rândul lor trebuiau vândute sau bine economisite, au făcut ca copiii să iasă pervertiți, răi, strecați, dezordonați, inconștienți, incapabili, incompetenți. Adică ce să iasă? Răi societății. Și atunci te întreb, ce să caute ei la mănăstire? Și atunci cu ce să îmbogățești tu calea lui Hristos? Și cu ce să ajungi tu să îmbogățești armata de geniu a Duhului Sfânt? Adică monahismul, când ei sunt murdari. Deci trebuie să simtă inima ta ceva. Iar ca să simtă, trebuie să simtă familia, trebuie să simtă mama, trebuie să simtă tata. Ce spunea Filaret al Moscovei? O mână de duhovnici buni schimbă fața lumii. Deci trebuie, în primul rând, să ai niște familii spirituale și competente de înaltă clasă. Familii care să nască
în primul rând acei copii sau tineri care să se poată lepăda lesne de aceste bogății. Pentru că dacă ne uităm numai cu jumătate de veacă în urmă și ne uităm la moșii sau strămoșii noștri, adică bunicii noștri și mătușele și mamele noastre, vom vedea că provenim din familii unde au fost 7, 6, 5, 4, 3, 9, 11, 16 copii. Dar modernismul, civilizația, știința, biologia, chimia, industria energetică și nucleară, ce au făcut? Au făcut mari descoperiri savante în care omul a învățat să distrugă celula vieții, omul a învățat că trebuie să nască un singur copil sau maxim cu mare greutate doi, ăla al doilea dacă vine așa din întâmplare și nedorit, regrete și certuri și insulte în familie că ce ți-a trebuit, dar cât mai ai de gând să faci, dar ești conștientă, dar nu-ți dai seama. Și atunci sigur că în clipa aceea Dumnezeu ridică harul pentru că n-are ce să aleagă. Copilul nu este dorit în primul rând. Dacă o mamă înainte neavând copii spunea de el voi naște, el voi dări biserice, cum fac părinții Ioachim și Ana sau Ioan Botezătorul și Zaharia, asta Zaharia și Elisabeta cu Ioan Botezătorul, astăzi nu se întâmplă lucrul ăsta. Deci iată, lipsește spiritualitatea din celulă. Zice, a ieșit bolnav. Păi a ieșit bolnav că sunteți și voi bolnav. A ieșit bolnav pentru că este făcut prin metode contraceptive, nu-i făcut din toată dragostea. Lasă-l bă acolo să crească. I-a dat o buruiană, poate cumva nu mai rămâne. I-a dat un anticoncepțional, poate cumva vine din nou la 3 săptămâni ciclu periodic. I-a pus sterilet. Deci de ce? Să nu se nască geniul. Să nu se nască mucenicul. Să nu se nască sfântul. Să nu se nască prorocul sau făcătorul de minuni. A impus acest lucru. Și atunci Dumnezeu, văzând că lumea se înrăutățește în această privință a spiritualității profunde a desăvârșirii, ce face? Unde sunt doi părinți prea sătui și prea bogați sau prea ajunși, tocmai copilul lor îl rănește cu dragostea Duhului Sfânt și el lasă casa și pleacă la mănăstire. Iar ei se transformă în acei tigri fioroși care sunt în stare să roadă piatră cu dinți. Cum tocmai copilul meu? Ce principii? Ce vrăji s-au făcut? Pe ce principii ați mers? L-ați încretinat? L-ați îndoctrinat? L-ați psihopatizat? Nu este adevărat. Vă înșelați, onorată asistență. Ci Duhul Sfânt l-a luminat și vi l-a răpit din lumea cea deșartă și l-a dăruit vieții veșnice. De aceea tânărul s-a întors întristat, că nu-și putea lăsa mama și tata care plâng în lacrimi și în hohote. Nu-și putea lăsa patul moale, frigiderul plin cu mâncare, jocurile de noroc, televizorul cu 24 de canale, garderoba de 5 dulapuri de straie. Dar când omul trăiește după principiul lui Dumnezeu și când înțelege această taină, știi ce spune? Fie, Doamne, voia Ta. Și dacă el vrea să se ducă, se duce. Și dacă el vrea să șadă, stă. Și dacă vrea să nu șadă, nu stă. Deci poți să-l legi în lanțuri. Ca drept dovadă a urmării sfârșitului de secol, când creștinismul vieții veșnice, nu creștinismul autentic, ăsta l-avem, trăiește, mișcă, 87% ortodox. Creștinismul vieții veșnice, creștinismul filocalic, creștinismul patericalul, creștinismul ascetic lipsește cu desăvârșire. De ce lipsește cu desăvârșire? Lipsește cu desăvârșire fiindcă s-au călcat în picioare principiile vieții ascetice și spirituale. S-au călcat în picioare principiile vieții veșnice și vieții desăvârșite. Dacă totuși odrasla i-a rămas în mănăstire, îi cară mâncare cu geanta, îi cară straie cu mașina, îi cară bani cu nemiluita. De ce? Ca el să nu se poată lepăda de sine. Ca el să poată să fie înglodat în patim. Să nu mănânce el cartoful ăla lâncezit sau borșul ăla mai rece al mănăstirii. Să-i aducă mămica și tătița pe pizza. De ce? Să nu slăbească în patim. Să nu slăbească în somn.
în stat degeaba sau în lene. Ei, acesta este principiul de pervertire a vieții veșnice pe care Mântuitorul a spus cu a nevoie se va intra în împărăția lui Dumnezeu. De aceea principiile votului monahal sunt foarte dure, foarte aspre și foarte categorice. Cea din tâi lucrare sau cea din tâi cerința Mântuitorului, și am și însemnat aici, este aceasta. Oricine se desparte de mamă, de tată, de frați și de surori, acela, zice, de țarin și de toate averile și urmează mie, acela viață veșnică va moșteni și însutită plată va lua. Ei, sau cine mai departe spune își pierde sufletul pentru mine, acela îl va câștiga. Ei, acest lucru rămâne categoric. Lepădarea de sine nu înseamnă respingerea părinților sau respingerea societății. Cum a spus odată cineva într-un dialog, discutam, zice, părinte, nu vi se pare că monahismul este un principiu egoist? Nu vi se pare că, zice, un monah își caută numai binele său propriu și nu se gândește la cei din jur? Oare, drăguță? Ia citește tu ce a spus Dumnezeu. Oare voi pierde cetatea pentru robul meu, David? Ia să ne întoarcem în Vechiul Testament și să citim ce spunea Avram în discuție cu cei trei tineri la stejarul din Mamri. Zice, mă voi pogorî și voi vedea. Fără de legile Sodomei și Gomorei se mulțise încât trebuia ștearsă de pe fața pământului cu foc și cu cioasă. Și iată că la un moment dat Avram își permite în discuție cu cei trei îngeri ai Sfintei Treimi veniți în chip înmaterializat și spune, dar zice, dacă vor fi 50 de drepți, vei cruța cetatea? Nici pentru 30, nici pentru 20, nici pentru cutare. Dar la urmă, îndelung răbdătorule și mult milostive, această formulă de rugăciune care noi o negăm și o neglijăm când ne rugăm, se aude din glasul lui Dumnezeu. Nici pentru 5 drepți nu voi pierde cetatea. Nu pentru 10. Nici pentru 5. Ei, acum stau și mă întreb. Dacă pentru 5 drepți Dumnezeu nu pierdea două cetăți formate din 5 orașe, cum arată săpăturile arheologice biblice. O comunitate de oameni care se ridica în vremea aceea, nu ca astăzi, cam la 20.000 de oameni. Cam atâția era în vremea aceea în cetatea respectivă. Iată că Dumnezeu n-a găsit în cetate decât 3 drepți. 2 fete a lui Lot și pe Lot. Că nevastă s-a plină de gărgăuni în cap, și a luat ulciorul cu zorzoane și cu aur în schinare, și deși Dumnezeu făgăduise să nu vă uitați înapoi, când a ajuns la poalele muntelui Țoar, la valea pe țărmul Mării Moarte, și a mai aruncat o privire în cetate. Cine știe câte luxuri mai rămăsese ei acolo. Că așa era pe vremea antică, atunci înainte de Hristos. Averi, cu nemiluita, că era lume puțină pe pământ. Și s-a prefăcut în stană de piatră. Ei, la fel se preface în stană de piatră și monahul care se uită înapoi la lumea deșartă pe care o părăsește. Fiva frumoasă, prietenă ta! Fiva frumoasă și lumea și școala pe care ai făcut-o și satul în care te-ai crescut și în care ai trăit și ai copilărit. Dar mai frumoasă și mai veșnică este împărăția lui Dumnezeu pentru lumea cea deșartă și trecătoare. Iată te-a lovit o mașină și ai murit. Iată te-a lovit un cancer și ai murit. Iată te-a lovit o boală și te-ai curățat. Iată te-a lovit un atac de cord și nu mai ești. Iată te-a lovit o pareză și ești un malder de carne împuțită din care toți se scârbesc să-l șteargă și să-l curățe și nu mai ești nimic. Dar în clipa când o cetate are un schit sau o mănăstire cu 100, cu 10, cu 20, cu 5, cu 7 drepți, oare este egoist monahul? Oare în toate ispitele lui prin care trece și el, unul insultă, unul împunge, unul mușcă, nu încape de celălalt, mai are și el ispite ca om. Oare la acele rugăciuni de zi sau de noapte, pentru tot clerul și poporul, pentru poporul binecredincios, pentru armata țării, pentru conducătorii țării, pentru cei săraci, pentru cei bolnavi, pentru cei necăjiți, oare Dumnezeu nu vrea să caute luând aminte la glasul rugăciunii mele, ridicarea mâinilor jertfă de seară? Eu cred că caută și nu va pierde cetatea pentru acei drepți pe care i-a dat acei strâmbi care s-au opus
și care s-au zbătut și care s-au străduit să împiedice lucrarea lor duhovnicească. Dar Dumnezeu nu se împiedică de minți omenești. Au fost cazuri când Dumnezeu a îngăduit și a rânduit ca și după căsătorie unii să ajungă la viața monahicească sau înaltă sau desăvârșită, dacă a fost rânduit și scris în Cartea Vieții lui Dumnezeu. Citiți viața Sfântului Făcător de Minuni, Ierarh Spiridon. Om căsătorit, preot în satul lui, înainte de toate crescători de capre și de animale, într-un loc sărac, în Trimitunda, i-a murit soția, i-a murit și fiica sa, și în cele din urmă oamenii ce au zis? Pentru înțelepciunea lui, pentru dragostea lui, pentru râvna și evlavia lui, hai să-l punem episcopul nostru. Nu-și terminase 20 rânduri de doctorate sau 60 de facultăți. Nu. Mulgea capre și cheptăna cu sărsa la vite. Dar, când Duhul Sfânt l-a lovit și l-a ales și l-a țintit, ce a făcut? A luat arhipăstoria și spune în tropar: Îngeri ai avut cu tine slujind preasfințite. N-avea cântăreț în strană și paraclisier. El spunea cu pace Domnului să ne rugăm și îngerii cântau de umpleau strana, s-au umplut biserica de oameni și nu știau de unde vine cântarea. Și atunci și-au dat seama că sunt în fața unui făcător de minuni. Venise unul să-i fure capra și i-a spus, n-ai pus prețul ei, lasă-o jos și o să te convingi. Și capra vine și sărut, linge piciorul stăpânului și se duce în cărci, că dă bani. Vine capra, linge piciorul stăpânului și pleacă în turma celui care o cumpărase. Deci iată unde duce desăvârșirea și puterea Duhului Sfânt la omul adevărat, trăitor în Dumnezeu. Până și animalele îi se supun. Că tot patericul egiptean e presărat de lei și de balauri și de tot felul de animale înfricoșate care păzeau pe anumiți pusnici pentru viața și starea lor înaltă. Dar pentru viața lor și pentru cinstea lor și pentru virtutea lor, Dumnezeu a cruțat acest pământ pe care noi îl nătângim și îl ciuntim și îl ologim cu păcatele noastre și cu patimile noastre. Începând de la noi și până la voi. Mai mult decât atât, deci după lepădarea de sine, următorul vot al vieții călugărești este ascultarea. Și pentru că n-am vrut să spun de la mine, am vrut să găsesc un lucru frumos menționat de arhimandritul Sofronie. Ascultarea este o taină care nu se descoperă decât prin Sfântul Duh și de fapt este taina vieții în biserică. De aceea, dacă ați fost atenți, biserica creștină are un cerc închis în care își desfășoară competența spirituală a celor pe care o conduc. Preotul la rândul lui, preot și duhovnic fiind, se spovedește și el unui duhovnic, deci este și el sub o ascultare. Fratele și monahul la rândul lor fiind se supun și ei unui duhovnic. Duhovnicii la rândul lor se supun unui episcop și episcopul la rândul lui, episcop fiind și preasfințit, lucru neînțeles de sectar, zice, dar de ce îi ziceți voi preasfințit? Păi zic, are o traistă cu Duh Sfânt. Ei nu pricep harul plinătății, ei sunt bleși la minte. Și el la rândul lui se duce și se spovedește, se duce și cere sfat. De ce? Pentru că și el poate să greșească și atunci simte nevoia echilibrului sufletesc. Fie că o face la alt episcop sau fie că o face chiar la un duhovnic. Deci cum arată patericul și atâtea pilde și existențe care arată că diferiți pusnici sau trăitori deosebiți cu viață înaltă spovedeau din vechimile istoriei bisericești pe patriarhul țării, pe mitropolitul țării și așa mai departe. Deci este un cerc închis al ascultării pe care Duhul Sfânt nu îngăduie să fie dezrădăcinat. Și ascultarea merge până, spune așa, până la curățirea minții. Este foarte înaltă expresie. De ce până la curățirea minții? Pentru că în afara monahismului, creștinii fără ascultare, decât doar cu trăirea în Hristos și viața în fapte bune, pot ajunge până la îndumnezeire și până la desăvârșirea mucenicilor. Și aici vă dau două pilde, ca să le înțelegeți. Un ucenic era în ascultarea unui bătrân și a spus, eu mă duc să mă fac mucenic. Și ăsta i-a spus, nu te duce, fiule. Ba, mă duc să mă fac mucenic. Nu mai am răbdare să ascult atâta. Eu vreau să mă desăvârșesc și să termin odată. Și bătrânul i-a ridicat binecuvântarea și a luat Dumnezeu harul de la el
Și când l-au prins staracinii și au început să-și ascute acele săbii mari, el de frică s-a lepădat de Hristos. S-a lepădat de Hristos. Și în clipa când s-a lepădat de Hristos și s-a închinat, aceia au cruțat viața, fiindcă voiau să-l omoare, că era creștin, să-l facă mucenic. Ați citit în Viețile Sfinților că cine credea în Hristos îi tăia capul, ardea de viu, îl jupea, îl omora, da la fiare, etc. Iată că se întoarce la chilia bătrânului și bătrânul îi strigă încă din prag, stai, nu te apropia întunecatul. Putea să-i spună neascultătorule. Dar în clipa aceea, bătrânul îi dă o șansă. Vezi groapa de acolo? Stai în ea și te roagă mult, mult, mult și să postești, să mănânci la Sfințitul Soarele. Deci iată postul și rugăciunea care departă pe dracul mândriei și aduce din nou harul Duhului Sfânt. Zice, și când vei vedea porumbel deasupra capului tău, când vei vedea porumbel deasupra capului tău, să vii să-mi spui. Și-a durat 15 ani de zile acea ascultare în rugăciune și acea tăiere a voii pentru agonisirea din nou a Duhului Sfânt. Nu vă făiți că este timp. Deci, când a simțit că se apropie porumbelul, a înștiințat pe bătrânul și i-a spus, acum roagă-te și mai mult, nu mai mânca nimic săptămâna aceasta și când va fi pe capul tău să-mi spui. Iar în clipa când porumbelul i-a fost pe cap, bătrânul i-a spus, haide-mă în biserică. I-a făcut duhovnicul dezlegarea și când l-a împărtășit odată cu harul Sfinților Taine, a intrat în gura lui și Duhul Sfânt. Același lucru se petrece și cu noi credincioșii când greșim prin păcate grozave și venim și le spovedim duhovnicului și acea oprire de un an, de doi, de trei, nemai rânduită de Duhul Sfânt, al vedea. Pentru că vedeniile au încetat. Vedenii mai au zănatice și lunatice. Atât. Deci nemai îngăduit de Duhul Sfânt să vedem noi când e Duhul Sfânt deasupra noastră. Ci prin îngăduința duhovnicului. Când a spus, de acum te împărtășești, prin ascultarea și supunerea ta, Duhul Sfânt intră din nou în tine și tu ești un fiu al bisericii, nu desăvârșit, ci venit spre viață veșnică. Chiar creștin fiind. Dar atunci când tu ești viclean și cumperi pe Duhul Sfânt mințind că ți-ai făcut rugăciunea sau canonul sau pravila rânduită, mințind că n-ai mai făcut păcate sau mințind la spovedanie și multe altele de genul acesta, tu ție o sândă, ție și foc îți mănânci, cum spune Pavel, că la vremea de apoi pentru proasta economisire a tainelor lui Dumnezeu, bol și foamete și nenorocire în norod. Trecem peste aceasta. Și să vedeți un lucru în care Duhul Sfânt nu se depărtează. Dar ascultarea rămâne din nou cea de căpătâi. Tot așa un ucenic al unui bătrân a plecat în Alexandria fără binecuvântare. Nu cu ideea de a se face ucenic, dar a plecat fără binecuvântarea bătrânului. Și în clipa când a ajuns în cetate, l-au prins păgânii și l-au tăiat. A mărturisit cu tărie pe Hristos. S-a gândit că bătrânul lui sigur se roagă pentru el și Duhul întărește, n-a simțit mucenicia și durerea morții, dar trupul lui a rămas neputrezit. S-a înduhovnicit. Și a fost pus în raclă cu mare cinste și a dus în biserica de unde el făcea parte ca monah. Dar toți observau că în timpul Sfintei Liturghii, când se spunea cei chemați ieșiți, racla luată de mâine văzute ieșea din pridvorul bisericii și rămânea afară până se termina Sfânta Liturghie. Și toți s-au mirat și s-au înspăimântat. Oare ce să fie aceasta? Oare de unde vine aceasta? Ce se întâmplă? Doar se vede că este neputrezit. Se vede că este sfânt. Se vede că este binecuvântat de Dumnezeu. Știu toți că a pătimit, că s-a mucenicit. Ei, iată că clipa de săvârșit a sosit. Bătrânul care știa taina, prin descoperire de la Dumnezeu, primește înștiințare, bătrâne. Știi că în ziua când ucenicul tău a plecat în cetate, nu ți-a luat binecuvântare? Și bătrânul și-a adus aminte că nu-i dăduse voie să plece. Iar el plecând a rămas fără harul lui Dumnezeu al ascultării, deci fără binecuvântare. Dar nu avuse legătură să nu se facă mucenic, ci să nu meargă în cetate.
Iată că Duhul Sfânt a lucrat următor ascultării pe mai departe a credinței lui desăvârșite, dar n-a lucrat Duhul Sfânt în ascultarea lui desăvârșită pe linia ascultării față de bătrânului. Și când bătrânul i-a dat dezlegare, din clipa aceea, racla cu sfinte moaște n-a mai ieșit în timpul Sfintei Liturghii afară. Aceasta este finețea ascultării și spune că cei din viața călugărească care nu respectă votul ascultării merg până la îndrăcire. Adică ce înseamnă îndrăcirea? Curvie spirituală. Este alergarea din duhovnic în duhovnic, alergarea din mănăstire în mănăstire, ponegrirea, că tot timpul unul când pleacă dintr-o mănăstire nu o să spună el că a fost rău. Sunt răi cei din jurul lui. Îi rău starețul, îi rău duhovnicul, îi rău economul, îi rău bucătarul, îi rău trapezarul, îi rău cutare. El este sfânt. Și de obicei, Părintele Teofil Părăian are într-adevăr o binecuvântare ardelenească foarte frumoasă. Pace celor ce vin, binecuvântare celor ce stau și nu știu cum, sănătate sau liniște celor ce pleacă. Ei, cam în felul acesta rămâne și de data aceasta. Plimbă-te, frate, până îi soroade dracului grumajii, pentru că tu năravul și patimile nu ți le schimbi umblând din loc în loc, ci luptându-te cu ele, după cum și la Pateric spune, că cel care plecase din câteva mănăstiri la rând călurau frații sau obștea, în final s-a trezit urât de toți. Și atunci știți pilda cu bilețelul când și-a scris în numele lui Iisus Hristos voi răbda și într-adevăr, când a început să rabde, s-au îndrăcit frații din obștea asupra ascultării lui și starețul a spus, aduceți-l la mine pe vrăjitorul acesta să descoperim marea lui taină, cum reușește el, zice, de îi tulbură pe toți. Dar mare minune că în clipa când i-au smult biletul din sân, ce scria pe el? În numele lui Iisus Hristos am făgăduit că voi răbda până la moarte. Și i-a rușinat pe toți starețul știind taina ascultării lui și a statorniciei lui. Deci iată, așa trebuie să fie și creștinul ortodox în biserica creștină. Nu că dacă m-a supărat preotul sau duhovnicul, de acum eu mă duc la sectar. Dacă n-a vrut să mă spovedească sau să mă împărtășească la cheremul meu, de-amu mă duc la iehoviști, la baptiști, mă duc la nu știu care, că nu știu ce îmi dă. Drum bun! Să rămână biserica goală, dar să nu plece Duhul Sfânt din ea. Că dacă pleacă Duhul Sfânt pentru mulțimea păcatelor noastre, îi mai periculos decât dacă biserica este plină de oameni. Dar e mai periculos să rămână biserica fără harul Duhului Sfânt, prin stricarea dogmei sau a învățăturii sau a adevărului vărsat de Hristos și de sângele mucenicilor și a martirilor și a mărturisitorilor, decât dacă se supără Madame Cutare sau Domnul Cutare cu acea statură bigotă și jenantă care nu permite să-i să șteargă mucii cu taina spovedaniei că nu vrea el să primească canon pentru păcate. N-aveți decât și n-aveți decât să alegeți. Este biserica de parohie, este biserica de enorie, este biserica din cartierul tău sau din ținutul tău, poți să alegi frumos alt duhovnic, dar când ți s-a spus un cuvânt, trebuie să-l împlinești. Și de aceea spun legat de votul ascultării, începând de la monah și până la creștin, rămâne valabilă. Cine nu se supune sfatului duhovnicului, nu se supune Duhului Sfânt. Nu eu, eu nu sunt infailibil. Când te-o-i pune să-mi faci papucii, sau când te-o-i pune să-mi scoți pietre de moară, sau când te-o-i pune să-mi tai lemne, sau când te-o-i pune să sap gropi, să spui, domnule duhovnicul meu a nebunit. Dar când îți spun roagă-te, când îți spun închină-te, când îți spun înfrânează-te, stăpânește-te, curățește-te și tu nu vrei, atunci ne pare rău. Și Mântuitorul a spus, dar voi de ce fugiți? Voi de ce nu mai stați? S-au spăimântat de frica crucii. Pentru că cel ce vine după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Ori dacă ne uităm bine la jertfa crucii, vom vedea că crucea n-a fost stropită cu parfum și cu ape aromate. Cu sudoarea și sângele lui Iisus Hristos. Biserica este spălată de păcatele oamenilor prin sângele lui Hristos și prin sângele martirilor. Niciodată biserica nu o să rămână, cum spune acolo în apostolul de la comunie, cu zbârcitură sau cu pată că s-a stricat oamenii. Spune în catisma de la mezonoptică,
Vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Ei, cuvintele Domnului, cum spune acolo, mai mult decât, mai dulce decât mierea și fagurul, sau legea ta, cugetarea mea este. Iată, categoric, că nu poți să ții, că nu poți să faci și să îndeplinești totul pe ambele linii, și monahală și creștină, e cu totul altceva, dar că nu vrei tu din bună intenție sau din încăpățânare, o să vezi mai departe, spune acest stareț înțelept, extraordinar de frumos. Niciodată părintele duhovnicesc nu urmărește să supună voia începătorului propriei sale voi omenești. Deci nu de dragul sau de părerea că vreau eu să asculți tu de mine. Niciodată. De aceea ai și libertatea să alegi pe cine vrei. Dar în clipa când m-ai ales, atunci eu ți impun primul lucru ăsta, să faci ce ți-am spus. Dacă ai le ales pe altul, nu mă mai interesează. Suntem prieteni, dar tu faci ce spune ăla. Dar în decursul vieții zilnice în comun, spune așa, pot apărea situații în care părintele duhovnicesc se vede constrâns să insiste pentru a se împlini poruncile sale. Limită la care numai un ucenic neascultător îl aduce vreodată. Și creștinismul și monahismul au principiul dragostei și a iubirii creștine. Și creștinismul și monahismul au principiul iubirii dumnezeiești. Ce să am eu cu tine dacă tu ești corect? De ce să te ocărăsc dacă ești bun? De ce să-ți fac șicane dacă tu te spovedești și te împărtășești și îți respecti datoriile tale creștinești? Dar când tu devii impertinent, dar când tu devii parșiv, când devii viclean, când devii neserios, oare eu nu trebuie să mă schimb? Ne schimbăm până unde ne despărțim. Exact îi spuneam unui frate mai nou, acum l-a spovedit, un creștin venit din lume, a avut o întâmplare, un accident cu mașina și venit să se-i dau binecuvântare că se duce la spital pentru internare. Zic, rezultatul nefacerii canonului. Ha, părinte, mă iei așa pe mine. Adică mă vezi bolnav și mai îmi și trântești în față canonul. Nu te supăra, fratele meu, zic. Dacă ai fi făcut ce ți-am spus, nu se întâmpla accidentul. Dar faptul că de dimineață sunt sigur că te-ai sculat fără să te rogi și ai plecat la drum, aia te-a împins mai repede spre grabă. Și că într-un fel să știți că așa este. Ei, dacă așa este, îți dau două șanse. Ori mai mult când mă cauți, vii cu cele ce ți-am spus făcute, ori dacă nu, refuză să mă cauți. Cuvântul lui Arsenie cel Mare, unii auzi de mine, fugi. De ce să mă chinui tu și să mă necăjești, cum și Mântuitorul i-a spus tânărului, dacă vrei să fii desăvârșit, vinde averea, deci i-a spus ce să facă și apoi să vină la el. De ce, dacă eu te-am învățat ce ai de făcut, să vii să mă încurci și mie rosturile și preotului din parohie? Du-te liniștit la preotul tău de parohie, du-te liniștit la treaba ta acolo, nenoria ta, vezi-ți liniștit de casa ta și nu mă necăji pe mine. La mănăstire vii dacă vrei să fii desăvârșit. Dacă vrei să fii desăvârșit, vii să primești sfaturi înalte și filocalice. Dar dacă de 12 metanii seara și dimineața sau de 7 Tatăl nostru, de o rugăciune de seară dimineața și de un paraclis te înspăimânt, ce să cauți la mănăstire? Du-te liniștit la parohia ta. Adică acolo preotul îți va spune, lasă frate, aprinde 3 lumânări și bine așa și n-ai decât răspunde el și cu tine. Dar la mănăstire voiesc, spune Mântuitorul, ca toți oamenii la lumina adevărului să vină și toți să se mântuiască și din cât mi-a dat Tatăl pe niciunul să nu-i pierd. Dacă Dumnezeu te-a trimis în mâna mea, și nu eu m-am dus să te caut, să-ți dau telegrama sau telefonul, tu trebuie să te desăvârșești. Nu cu mult, o să înțeleg că îți rămâne, o să înțeleg că n-ai putut, că ai fost obosit. Dar când devine nepăsare, atunci gata, ne luăm focul unul față de celălalt. Am venit să aduc sabie, să despart pe fică de tată, de mamă, pe fiu de frate și așa mai departe. Deci, trebuie să înțelegem că ascultarea, în special nu de duhovnic, ci de biserică prin duhovnic, este de fapt ascultarea de Dumnezeu. Și aici dă mai departe Arhimandritul Sofronie un text frumos. Zice, dar ce duhovnicul sau starețul meu nu poate greși niciodată, este infailibil, adică a atins libertatea, zice, dumnezeiască, de a nu greși? Evident că greșim.
Sigur că greșim. Este clar și categoric că greșim. Dar tocmai de aceea greșim, ca să ne sfătuim. Când tu vii și spui, părinte, asta nu se poate, și eu discut, dar atât ai putea, dar asta se poate, dar aia merge, dar aia e posibilă. Deci, ați văzut, se dă libertatea celui care este de față pe calea desăvârșirii să urce în treaptă pe propria voie. Părinte, eu o rugăciune pot face, nu două. Fratele meu drag, una fă-o, dar cu toată inima și eu sunt mulțumit. Că cineva se mira odată și mi-a zis, discutase două persoane, una din vârf și una de jos. De ce îi spun din vârf? Discuta o persoană care avea câteva catisme de citit la psaltire cu una care avea numai paraclisul și Tatăl nostru și canonul de pocăință. Și că, dar cum te împărtășește pe tine cu așa de puține rugăciuni? Că zice, mie mi-a dat să fac la rugăciuni. Și aia spune, zice, păi nu știu, dragă, zice, eu știu ce păcate ai fi avut tu, eu eram aici la ușă la altar și le auzeam lor discuția fără să-și dea seama că eu ascult. Și aia spune, zice, cred că am să-l întreb pe părintele. Și vine aia care avea canon puțin și mă întreabă, părinte, oare nu m-am împărtășit eu cu nevrednicie? De ce, frate? De ce s-a întâmplat? Părinte, zice, parcă simt așa o mustrare în cuge, zice, am văzut că, n-a spus că persoana e la altă, zice, am văzut că la alții le-ați dat mai multe rugăciuni și mie mai puține. Am întors-o imediat, zic, dar poți face mai multe? Păi dacă îmi dați, le fac. Foarte bine, zic, câte trei catisme la psaltire în fiecare zi. Dacă nu le termini a doua zi și iarăși alte trei în ziua următoare. Dar nu-i cam mult? Nu-i mult. Zic, asta ca să fii împărtășit cu vrednicie. Deci nu trebuie tu să înțelegi că nu putem greși. Putem greși. Niciodată nu o să calculăm nota de plată a penitentului la exactitate. Unul e mai mândruț, unul e mai încăpățânat, unul e mai înțepat, unul e mai mofturos, unul e mai dichisit, unul e mai... Fiecare om are o aliură a lui pe care duhovnicul o citește în timpul spovedanii. Îl vezi, se jenează, e mai mofturos, e mai încrezut, e mai personal, e mai plin de sine. Ei, și te cobori spiritual, fără a călca legea lui Dumnezeu, la nivelul lui până îl scoți la o limită de echilibru. Adică, să nu-i denaturezi personalitatea, dar să nu-i dai curs prostii. Să nu-i denaturezi orgoliu sau personalitatea lui și mândria lui, dar să nu-l lași să cadă. Și atunci, sigur, că cel care are dragoste mult, iubește. Mult îi se iartă, celui ce puțin îi se iartă, puțin iubește, spune Scriptura. Ai făcut plată numai pentru trei rugăciuni? Ți-ai primit plată pentru trei rugăciuni. Nu o să simți tu care ai citit jumate de psaltire la împărtășit, ce o să simtă cel cu Tatăl nostru. Și nici cel cu Tatăl nostru ce ai simțit tu. Adică harul vine pe măsura darului. Cu cât tu te jertfești mai mult, cu atât și Dumnezeu se revarsă mai mult. De aceea Dumnezeu i-a pus pe unii apostoli, pe unii proroci și așa mai departe. Iar în altă parte, tot în Scriptură, El spune. Stea de stea se deosebește în slava sa. Niciodată nu o să pot să fac o comparație de echilibru între Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Spiridon. Sau niciodată nu o să fac o comparație de echilibru între Sfântul Gheorghe și Cuvioasa Parascheva. Sau niciodată nu o să fac o comparație de echilibru între Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, care a fost negustor de cai și a mărturisit credința ortodoxă, a fost tăiat și târât cu calul și a devenit mucenic pentru că Dumnezeu i-a păstrat neputrezirea trupului, să spunem de pildă cu Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie sau cu Sfântul Clement al Ancirei, care a pătimit 25 de ani sub 5 demoni sau 3. Deci nu se compară sfințenia la Dumnezeu, la Dumnezeu suișuri a pus în inima sa din putere în putere. La fel și monahii în mănăstire. Poți să ai un frate perfect și poți să ai un monah imperfect. Care este diferența? Unul are votul și unul nu are votul. Ne ducem imediat în pateric și patericul ne salvează. Și murind un schivnic și un frate, i-au îngropat alături. Iar la 7 ani după tradiții, făcându-le dezgropăminte lor, li s-a părut că au încurcat mormintele. Căci căutând cărămizile de sub cap, a găsit că cel ce era schimnic era în îmbrăcăminte de frate. Iar cel ce era în îmbrăcăminte de frate avea pe el haine de schimnic. Unul avea lucrarea și unul avea fama. Ăsta se mândrea că e schimnic și ăla era cu adevărat. Deci iată duhurile cât de subțiri sunt și cât de adâncă este taina acelei veniri la Hristos
vânzându-ți averile și urmându-i lui desăvârșit. Și încă un lucru frumos care trebuie să vi-l spun este și acesta. Dumnezeu rămâne și va rămâne veșnic și necunoscut creaturii în adâncul lui. Nu o să-l înțelegem noi pe Dumnezeu niciodată în veacul veacului. Precum răsăritul de la apus și miază zi de miază noapte, așa e judecata omului de judecata lui Dumnezeu. Dar prin harul său, el dorește ca tot omul să se unească cu dânsul, atât de intim și de deplin, încât omul să devină Dumnezeu. Iată ce frumos! Toți sunteți Dumnezei și fii acelui preanalt. Cel ce faci pe îngerii tăi, Duhul și pe slujile tale, pară de foc, lasă autobuzul, nu vă mai gândiți la oră, că tot acolo ajungeți. Toată stămâna stați în mintea lumească. Dar ce spune la Apocalipsă? Celui ce biruiește, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu. Deci iată, întreabă Petru, ca să ne putem apropia de Evanghelie, că se foiesc. Zice, dar noi care am lăsat toate și ți-am urmat ție, ce vom avea? Când voi judeca lumea și se va pune scaunele de judecată, voi pune 12 tronuri și voi veți judeca cu mine cele 12 seminții ale lui Israel. Și în final încheie și mai frumos. Spune așa. Adevărat vă zic vouă, că zice, cel ce va lăsa mamă, tată, casă, frați, surori, însuțită plată va avea. Dar zice, celui ce iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine nu este mie vrednic, dar zice mai departe iarăși Mântuitorul, cel ce primește proroc în nume de proroc, plată va lua, deci chiar dacă ești luat în deridere și trăirea ta e înaltă, înaltă este, cel ce mă primește pe mine, zice, cel ce vă primește pe voi, pe mine mă primește, văd rău cu ochelarii. Iar cel ce primește un drept în nume de drept, răsplata dreptului va lua. Și cel ce va da de băut unuia din cei mai mici, un pahar cu apă rece în nume de ucenic, plata nu-și va pierde. Deci iată câtă de subțire rămâne ascultarea la Dumnezeu. Le dă apostolilor, deci apostolilor le dă să șadă pe tronul slavei, le dă viață de veci și să judece cele 12 seminții ale lui Israel. Celui ce lasă mamă, tată, frați, surori, îi dă plată veșnică și însuțit va lua, dar mai mult decât atât, zice, și cel ce dă un pahar de apă nu-și va pierde plata sa. Ei, acum vă întreb și eu, ca să vedeți cât de frumoasă este taina aceasta. Ce diferență poate să fie în cer între un creștin care s-a mântuit cu milostenia, între un apostol care s-a mântuit cu cuvântul, între un ucenic care s-a mântuit cu sângele și cu trupul lui și într-un monah care s-a mântuit cu ascultarea? Nu este nicio diferență. Fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din cer, desăvârșit este. Eu și Tatăl una suntem. Eu mă rog ca tot să fie una. Pe pământ criteriul de înălțare la Dumnezeu se răsfrânge în căi. De-aia cântă cărările mântuirii arată mie născătoare de Dumnezeu. Dar din cărările mântuirii se ajunge la piatra din capul unghiului. Toate cărările duc într-un singur punct, Iisus Hristos. Un munte înalt nu se suie în linie dreaptă, ci pe ocolișuri. Mergi pe poale, mergi pe pante, mergi pe culmi și ajungi la vârf. Ei, monahii încearcă să meargă în linie dreaptă. Mai cam, mai șchiopătează, dar se duc. Creștinii caută să meargă în curbe și puturoșii merg pe ocolite. Dar oricât ar vrea un puturos să ocolească linia lui Dumnezeu, tot de ea se izbește. De ce? Cade la boală grea, zace un an, doi sau trei, sau am avut ocazia să văd acum un bolnav zăcând de 7 ani, era numai scheletul și capul rămas de el. Și l-am întrebat așa, curios, ce funcție ați avut? Inginer. Și cum ați trăit? Părinte, zice, am avut un trai modest, că am fost muncit toată viața. Și zic, cum vi se pare acum la moarte? Nu-mi trebuie nimic, părinte, zice, pot să stau și în drum, numai să mor mâine, că nu mai pot răbda. Ei, ce era mai grea, suferința acelui om bolnav de cancer de 7 ani, că avea o mână cât un butoi,
din care curgeau putoare de sta femeia cu masca când îl hrănea, cu geamul deschis l-am împărtășit. Un monah care rab de o palmă de la stareț sau rab de 1000 de metanii când îi se dă să o facă sau este pus să facă un canon oarecare, un creștin care se oprește 2 ani de împărtășit, un mucenic care îi se taie capul sau un apostol care propovăduiește, niciodată nu va fi măsura egalității. Stea de stea se deosebește în slava sa. Fiecare va lua plata lui, fiecare va lua pe măsura ostenelii lui, pe măsura ostenelii lui va lua și plata lui. De aceea eu spun, și pentru cei ce îmbrățișează viața monahală, și pentru cei din lume fecioria sau trupul curat, este căpătâiu și înaintarea la Dumnezeu. Curvare, nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu, malahii, nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu, homosexuale sau sodomeni, cum spune Scriptura, nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu, ci numai cei curați vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Ca să terminăm cu votul întâi, fecioria. Ascultarea, am vorbit despre ea suficient și pe îndelete, iar sărăcia v-am vorbit chiar din început, făcând comparația bogaților ce trebuie să mântuiască. Și să vă mai spun o comparație, să o știți și pe aceasta, am constatat eu că e necesară să fie completă discuția de astăzi. Sunt săraci lăsați de Dumnezeu. Sunt oameni cărora la orgoliu și mândria lor, dacă li s-ar fi dat avere, ar fi fost cei mai răi oameni în lume. Și atunci Dumnezeu a îngăduit ca aceștia să aibă o singură grijă, agoniseala zilei de mâine, și i-a lăsat săraci. Că dacă îi lăsa bogați, cum spune un proverb românesc, prima dată cred că spânzurau pe mamă sau și pe tată său. Dar de ce spun lucrul acesta? Ca să privim un pic unde. Dăm înapoi rola timpului și oprim un videoclip în imaginea comunismului. Cine erau comuniștii? Toți țiganii, toți nenorociții prinsese funcții în partid și funcții de conducere, toți rătăciții și nemernici și bețivii și curvarii aveau funcții de răspundere. Erau și oameni deștepți, dar stăteau în banca lor. Te duceai la un director, îți deschideau ușă, îți semnau un act. Te duceai la un șef de întreprindere, te servea și zideai o biserică sau o casă, orice probleme aveai. Dar erau niște potăi de astea nenorocite care n-aveau nici după ce bea apă, și erau membri de partid, erau funcțiile cele mai înalte și aveau și ei funcții de răspundere. Și tocmai ăia îți făceau viața amară. Ei, Dumnezeu știind lucrul acesta lumesc, a îngăduit o egalitate a sărăciei pentru cei răi. Și să știți că sunt oameni săraci pentru răutatea lor. Unora Dumnezeu nu le ajută pentru zgârcenia lor, pentru egoismul lor, pentru răutatea lor, pentru dușmania lor, pentru răzbunarea lor și pentru pofta și setea de mărire sau de înălțare fără sens. Și de aceea Dumnezeu nu le dă să se înalțe. Și trecând de la bogăția aceasta materială la cea spirituală, vă aduc aminte și aceasta. Sunt sfinți care n-au depus niciun efort și s-au sfințit. Întreba duhovnicul cuviosului Siluan. Și că așa de repede, la o așa măsură, și ăsta s-a spăimântat. Mergem în altă parte. Sunt sfinți care n-au depus un efort măcar de o metanie sau de o închinăciune sau de o psaltire și au moștenit raiul. Iată mâine, azi vei fi cu mine în rai. Și după Hristos în rai a intrat tâlharul cu o cruce în spate. Dar a intrat că s-a pocăit. Deci trebuie să fim la acea măsură sufletească să înțelegem că unii se vor ruga toată viața și nu vor avea prestanța Duhului Sfânt. Că nu merită, nu le-o dă Dumnezeu. Ori se mândrește cu ea, ori se dă rotund cu ea, ori nu știe ce să facă cu ea, ori nu-i folosește. Nici n-apucăm bine să facem o vindecare sau o mare minune și împlinire a unui pomelnic și deja trâmbițăm. Dracu a ieșit din cutare, cutare s-a vindecat, cutare nu știu ce a rezolvat. Lasă, frate, să te laude Dumnezeu. Lasă, frate, să te preamărească Dumnezeu. Lasă, frate, să te caute omul. Nu publica tu în ziar și în revistă și dai interviu, vino că eu scot dragi, vino că eu ți-i izgonesc și eu cutare. Nu! Sfințenia este un act autentic de adâncă smerenie. Grecul, vatos tapinosios. Mai mult decât atât, smerenia este haina tainei ascunse în Dumnezeu. Hristos nu s-a lăudat cu nimic că e Hristos. S-a suit pe măgar cu Maica Domnului, îl ținea în brață și a plecat în Egipt de fuga lui Irod. Putea să facă un semn așa și Irod să paralizeze jumătate. N-a făcut-o. Putea Ioan Botezătorul, sfânt, proroc și mare, mare om și trăitor în viața autentică a zilelor lui,
să strige atâta, Doamne, nu eu te-am botezat, trimite un semn și o pedeapsă din cer, să cutremure tot palatul ăla sau să moară ăla care trebuia să-i taie capul cu sabia. Dar ceea ce n-ați înțeles este alta realitatea. Oricât vom vrea în lumea aceasta păcătoasă și ticăloasă în care trăim, să ascundem adevărul, să încercăm să-i tăiem capul, să suprimăm dreptatea, ea va vorbi și moarte. Atât să țineți minte. Simbol că limba lui Ioan Botezătorul după moarte striga, nu ți se cade ție ceea ce faci, să ții pe femeia fratelui tău Filip, arată că dacă ești corect și dacă ești drept și dacă ești cinstit și ești sfânt cu adevărat, fără ca să trebuiască cineva să-ți facă criterii de înălțare sau de creștere sufletească, tu vei fi cinstit de Dumnezeu ca sfânt, ca drept, ca mărturisitor sau ca trăitor, cum a fost Sfântul Maxim Mărturisitorul, cum a fost Sfântul Ioan Gură de Aur, cum a fost Nechifor Mărturisitorul, cum a fost Grigore Teologul. Grigore Teologul era episcop. Când l-a dat afară, s-a dus pe moșia lui tatăsu și s-a pocăit. Și cine? Grigore Teologul. De ce nu mai este altul după el? Pentru că n-avem smerenie. Cine-i Moș Gheorghe Lazar cu psaltirea sub braț din Patericul Românesc? Câți nu umblăm cu psaltirea sub soară? Mai facem vă unul minuni ca el? Nu! Că nu ne sunt de folos. Dacă ni s-ar da darul puterii și afacerii de minuni și a vindecării de boale, eu sunt sigur că noi ne-am omorât unii pe alții. Atâta dragoste avem între noi. Spunea frumos Mitropolitul Antonie, stăm cu pietrele mâini ascunse, gata de lovit în stânga și în dreapta, fără să ne dăm seama că piatra trebuie aruncată în capul nostru. Fără să ne dăm seama că piatra e a noastră însăși, nouă ne trebuie dată. Pentru că, spune Arhimandritul Sofronie, adevărata asceza monahismului creștin duce pe om până acolo unde toate cele curate și necurate celor curați sunt curate. Adică, din rău se poate face bun, din mai rău se poate face mai bun, din nimic se poate face totul, precum Dumnezeu a făcut lumea, și nu trebuie să ne spăimântăm și să ne facem probleme urmărind lucrurile lumești. Colo se moare de foame, colo nu știu. Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni. Ați văzut câte greutăți în lumea asta de care ne izbim în fiecare zi? Dar Dumnezeu le îngăduie. Ține aici, ține colo, face din colo, repară din colo și se merg într-un echilibru, nu că vrem noi. Spune cu tare, păi dacă nu eram eu să fac cu tare lucru, era totul praf. Dacă nu erai tu, era altul. Și dacă nu sunt eu, e altul și dacă nu ești tu, e celălalt. Să nu ne facem impresia sau problema că Dumnezeu ține lumea în părerea noastră, ci o ține în puterea Duhului Sfânt. Împărăția lui Dumnezeu are trei mărturii. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin.